Salutare și bine v-am găsit la un interviu extrem de onorant pentru noi, dar inedit în același timp, și spun asta pentru că interviul este filmat integral cu telefoanele Oppo Reno 4 Pro 5G. Dar mă întorc la invitatul meu de astăzi, care este nimeni altul decât Horia Tecău. Horia, bine ai venit, mulțumesc că ai acceptat. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag, într-o perioadă, uite, complicată, dar cred că cu ambiție mai departe, că până la urmă trebuie să traversăm cumva. Da, e o perioadă a schimbării, o numesc eu, pentru că se întâmplă multe schimbări în toate domeniile, inclusiv personale, așa. N-am avut niciodată atât de mult timp să stau și să mă gândesc așa la mine, să analizez lucruri și să fac schimbări dacă vreau și așa mai departe. Activitatea noastră sportivă a continuat, dar în alte forme. Și aici o schimbare și cred că lumea se adaptează, dar cred că e foarte important cum privim această perioadă și să nu o privim ca pe o problemă. Și exact. Da, e mai greu să faci sport în perioada asta? Da, necesită un pic mai mult efort, trebuie să fii mai atent. Și în primul rând au fost multe baze care au fost închise la început, deci era chiar aproape imposibil să joci tenis sau să practici alte sporturi. Dar încet, încet, cred că sportivii s-au adaptat și au reluat antrenamentele. Cred că cea mai mare provocare a fost oprirea din activitate și pentru mulți sportivi care urmau să participe la Olimpiada, cum aveam Olimpiada în asta. Și le-a dat programul peste cap, programul de pregătire din, din urmă. La noi la tenis e diferit pentru că avem evenimente în fiecare săptămână. Deci noi tot timpul suntem în priză să mergem să concurăm. Și am folosit această perioadă ca o pauză. O pauză foarte lungă. Până la urmă, cred că a ajutat, că poate că e o perioadă în care îți și aliniezi un pic oportunitățile și interesele înainte de orice. Dar în același timp îmi dau seama că este foarte greu. Când a venit tenisul la tine? Pentru că nu erai chiar pregătit așa de tenis. Nu asta ai fi vrut să te faci. Da, voiam să mă fac de la polițist, la actor, la pompier, de toate când eram mic. Eram foarte activ și îmi spuneau, îmi povestesc ai mei că aveam o personalitate puternică și n-am mai vrut să merg la grădiniță deodată și m-au dus la not. M-au dus la not la 5 ani și la tenis la 6 ani. Am făcut în paralel o perioadă și după aia mi-a plăcut tenisul mai mult, mi-a plăcut joaca. Colectivul, era clubul sportiv era aproape de casă, mergeam pe jos singur și cumva am rămas în călătoria asta a tenisului. Ai rămas acolo pornind de la o joacă. Când a venit de adevăratele, știi? Când ai simțit că vrei să faci tenis? Când aveam 12-13 ani și am început să particip mai mult la turnee, să și câștig, să plec și internațional. Atunci mi-am dat seama așa de lucru, wow, și bun și mai câștig și o diplomă, un trofeu și mai pot să plec și afară să călătoresc. Și primele mele călătorii au fost cu tenisul, au fost vacanțe. Ți-aduce aminte unde a fost prima călătorie? Prima călătorie cu avion a fost în Corsica. Deci am zburat, am luat avionul cu antrenorul meu și cu un alt coleg, am zburat București, Paris, Paris, Ajaccio și am jucat primul turneu de tenis internațional la 11 ani și era mind-blowing pentru mine să trec prin experiența aia. Păstram orice, păstram șervețelul din avion, păstram toate lucrurile și au rămas în amintirea mea și atunci încet, încet a început să mai se dezvolte acest vis. N-a fost de la început un wow, eu vreau să ajung. Îmi dau seama. Și mai bine așa. Da, pentru că sunt etape. E bine să ai așa o dorință să vezi turneul de la Wimbledon într-un poster, cum aveam eu un poster pus în camera mea, dar sunt etape prin care trebuie să treci pas cu pas. Și să le descoperi până la urmă, că toate sunt importante de parcurs. Da, și e foarte important acum, când privesc înapoi, zic cât de important era să trec prin fiecare etapă și să nu renunț. Adică să găsesc căi de a merge mai departe. Când atunci mi se părea că n-am răspunsuri și de multe ori mi se părea că, wow, ăsta e finalul, că erau diferite... Aveai momente când... Diferite provocări, fie că nu mergeau meciurile cum voiam, fie că bugetul nu era suficient. Da. Fie că îmi lipseau poate prietenii sau nu știu, o tabără cu colegii de la școală sau lucruri din astea, dar am trecut prin ele. Ai mers mai departe, ai ajuns la 14 ani și la o academie foarte renumită.
Și acolo, dincolo de partea, de activitatea fizică pe care o făceai și de care aveai nevoie, ai descoperit și un antrenor, un mental coach, care te-a ajutat, cumva ți-a deschis așa privirea către sportul ăsta. Da, asta a ajutat enorm, pentru că eram foarte mulți sportivi recrutați de această școală de tenis și veneam din toate părțile lumii. Veneam din Europa de Est, din Asia, cu diferite mentalități, personalități. Și ajungeam acolo și mulți dintre noi eram cam sălbatici. Că, pentru că nu, eu nu mai întâlnisem un mental coach înainte. Nu știam cum e mai bine să mă ajut să mă concentrez mai bine, să fiu mai pozitiv, să, exact. Să am o atitudine mai bună, să-mi creez șanse mai bune să câștig. Și ei te învățau. Te învățau pe personalitatea ta, cum să-ți gestionezi gândurile, cum să-ți gestionezi activitatea, te învățau de ce gândești așa și de ce ai anumite reacții și cum poți să le schimbi. Și noi făceam asta cu gândul de a, vreau să fiu mai concentrat, vreau în momentele alea de tensiune să fiu mai stăpân pe mine, mai calm. Cum fac? Și ascultam toate informațiile astea și a ajutat enorm, pentru că nu mai întâlnisem așa ceva. Bine, pentru acum cât 20 de ani, mai mult de 20. În 2000 am plecat să stau acolo. Nimeni, nu cred că auzeai, există un mental coach, știi, care te ajută să te stăpânești pe teren. Era wow atunci treaba asta. Da, și un mental coach specializat pe tenis. Pe tenis, adică să știi exact prin ce trece un jucător de tenis. Și asta a ajutat enorm, că am ajuns acolo. Eram, vreau. Mă duceam către el și voiam să stau cât mai mult cu el. Și cu toate astea, tot ai mai rupt niște rachete. Da, dar ăla a fost momentul. Ăla a fost momentul schimbării pentru mine. Pentru că eram un copil teribil, mă enervam, eram perfecționist, vreau să-mi iasă totul bine. Și el mă oprea așa tot timpul și zicea, dar de ce crezi tu că vrei să faci asta? Păi vreau, că am reușit, am dat atâtea lovituri bune și acum de ce să greșesc? Și el mă oprea și spunea, dar gândește puțin, ca să, el încerca să mă facă să mă corectez. Da. Dar ai făcut totul bine, ca să, tu vrei un rezultat perfect, dar tu ai făcut totul bine în urmă ca să ajungi acolo? Și nu știam ce înseamnă să faci totul perfect. Și el stă și mi-explica, ok, așezare, trebuie să ai o așezare mai bună, trebuie să ai o atitudine mai bună, trebuie să ai o încredere mai mare, să vizualizezi, adică toată energia asta. Și atunci nu m-am mai uitat la am greșit, nu mai judecam am greșit sau am reușit. Judecam, ok, aici nu am executat cum trebuie, hai să văd ce pot să fac mai bine. Și mergeam la antrenament iar și executam. Și mi-a rămas. A fost ceva uriaș atunci, pentru că mi-a rămas mentalitatea asta. De atunci, prin antrenament, nu mai judecam cu e rău, e bine, e rău, am pierdut, am câștigat. Judecam tot timpul, ok, ce pot să fac mai bine, cum pot să schimb ceva ca să reușesc mai multe execuții, să fiu mai calm, mai încrezător, mai... Pleacă totul până la urmă de la încrederea pe care o ai în tine. Da. E controlul ăla pe care l-ai asupra ta până la urmă. De acolo pleacă tot, știi? Poziția, cum ai dat, cum ai servit, cred că de acolo e... Da, e cel mai important lucru. Încrederea. Exact. Încrederea, asta pentru că dacă nu ai încredere, înseamnă că ai teamă, ai nesiguranță, ai și intervine altă gândire, exact. Altă atitudine. Și atunci se lucrează foarte mult pe... Se antrenează și ea, până la urmă. Da, se antrenează și încerc să sap și mai mult, să vezi de unde vine neîncrederea asta, din ce presiuni vine în încrederea asta și cum poți să le rezolvi. Și cu toate astea, câte rachete ai distrus? Dacă tot. Multe? Era un gest prin care mă descărcam. Mă enervam și mă descărcam. Dar nu mă ajuta să mă descarc și după aia să fiu gata, scăpat de nervi și de asta și acum pot să joc. Rămâneam în tensiunea. Deci pe mine nu mă ajuta. Eu aveam nevoie de altceva. Sunt alți jucători care și acum, jucători de top, care nu e că nu au o înțelegere, dar se descarcă, rupă o rachetă și după aia... Sunt gata. Gata. S-au eliberat și din punctul următor revin la o capacitate normală de a juca. Da, da, da. Sau unii care au nevoie să, nu știu, să își certe antrenorii sau... Știi? Sunt diferite feluri în care te poți descărca pe terenul de tenis. Exact. Și cred că fiecare trebuie să-și dea seama cum e mai bine pentru el. Antrenorul trebuie să știe exact cum să înveți acest lucru, să-l scoată la suprafață și să elimini
cât mai mult din aspectele care nu te ajută să mergi mai departe într-o... Dar te-ai gândit și cât costa racheta aia după ce ai rupt-o? Mai ales acum niște ani? Acum mult timp, da. Da, pentru că... Îți părea rău după ea? N-aveam prea multe, aveam una sau două și la început erau diferite, adică nu aveam cum avem acum. Da, da. Și când rupeam una, nu mai aveam cu ce să joc. Și mi-era rușine să merg acasă să spun că am rupt racheta aia pe care ai mei o cumpărau și... Da, era... Da, îți dădeai seama după aceea. Și la un moment dat, tatăl meu mi-a zis, ok, ai rupt-o, trebuie să te duci să joci cu ea. Acum, ce să facem acum? Până putem să-ți luăm altă rachetă, trebuie să joci cu asta. Dacă ai rupt-o, ce să faci? Că ai scociuit-o. Și mergeam, ba da, o lipeam cu cum puteam eu. Bine, asta era lecția taică-miu ca să încep să apreciez lucrurile și mergeam și jucam cu ea lipit așa, era un dezastru. Mă enervam și mai tare. Cred. Pe mine și... Pe ea nu mai aveai de ce. Că da. Încet, adică începeam să cunosc lucrul ăsta, dar nu rezolvasem atitudinea mea. Până n-am ajuns în state și înțeleg. Am început să înțeleg exact de ce mă port așa și cum pot să corectez lucrul ăsta. Tenisul este în continuare un sport foarte scump. Cel puțin ăsta este mitul despre el. Cum poți să te apropii de un sport de genul ăsta? Adică să aduci un copil în zona asta? Că până la urmă, chiar dacă are talent, adică dincolo de talent și dorință, cred că e financiar trebuie să stai foarte bine. Că acum e vorba și de un antrenor, de tot ce are nevoie logistic să vină în sportul ăsta. Cum faci? Cum face un... E important tot timpul de știut ce ne dorim. Dacă ne dorim să învățăm să jucăm tenis, da, este un sport scump, dar nu este chiar atât de... Dacă vrem doar să învățăm să jucăm tenis, adică să ne antrenăm de două pe săptămână cu un antrenor, echipament, n-ai nevoie, ai nevoie de o rachetă, un set de haine și poți să te duci să joci să înveți tenis. Și e un lucru minunat, că înveți, te descoperi, faci o activitate frumoasă, e o lume frumoasă. Deci, cred că e accesibil pentru toată lumea, așa, în mare. La nivelul ăsta. În mare, să înveți să joci tenis. Dacă vrei să mergi către performanță, acolo necesită mai mult, o investiție mai mare, pentru că ai nevoie, într-adevăr, de antrenor, începi să participi la turnee internaționale și cheltuielile se adună. Dar ăla e alt aspect. Adică, noi putem să învățăm tenis, e accesibil, dacă vrem să facem performanță, trebuie să investim mai mult. Și tot timpul încerc să încurajez părinții și copiii, mereu s-a găsit un om acolo care să ajute o echipă. Echipă mă refer familie, poate să fie părinți, copil, un unchi, un frate mai mare, știi, care creează așa un mediu sănătos pentru un copil care vrea să facă tenis, că își dorește, e și talentat, mereu s-au găsit oameni care să ajute. Cu un bilet de avion pentru un turneu, cu salariu pe o lună către un început greu, dar după aceea, într-adevăr, dacă vezi că copilul are talent și își dorește treaba asta și poate să ducă performanța asta, faci toate eforturile și investești. Da, și ne uităm la exemple, că nu le-am trăit. Eu am trăit-o pe pielea mea, Simona a trăit-o, Hănescu, Pavel, deci toți eram copii, ne doream să jucăm, eram și talentați, dar la un moment dat partea asta financiară e o provocare și nu acceptam un nu în echipa noastră. Adică tata mergea și căuta un prieten care să mă ajute cu încă un bilet de avion și lumea văzând atitudinea noastră și că ne dorim, lumea venea în jurul nostru și ne ajuta. Nu ne ajuta cu, luați de aici, ai toată cariera aranjată. Dar exact. Nu, dar cât să continui. Până ajungi în punctul acela când începi să câștigi și tu puțin, începi să vină și... singure toate cele. Da, dar e important să crezi în echipa asta, să ai oameni lângă tine care să te învețe să crezi și pe tine ca copil. Tu ai câștigat a patra oară finala la Wimbledon, nu? Da, am pierdut trei la rând, una după alta, un an după altul. Wow. Și am câștigat-o pe a patra pe care am jucat-o la 2 ani după ce am pierdut-o pe ultima. N-a ținut de partea fizică,
cât de partea psihică. Da. Învățam să cred mai mult în mine, învățam să îmi doresc mai mult, învățam să trec prin toată călătoria asta și mereu era ceva, care, o lecție. Iar după cele trei finale pierdute, fiecare a avut povestea ei și emoțiile ei. Dar un lucru comun pe care l-au avut, că nu credeam până la capăt. Cumva eu doream să joc finala la Wimbledon, ăsta era visul meu. Era de, visul. Când, de când tenisul a devenit o prioritate pentru mine, Wimbledon a fost targetul. Dar mereu spuneam, vreau să joc finala acolo, să joc pe terenul ăla. Și am ajuns în finală și eram așa și relaxat și un pic de... Dacă câștig, ce mă fac, da. Câștig, wow, va fi... Deci eram, cream singur așa niște emoții în corp, că nu mă lăsau să joc liber, să execut, să fiu lucid, calm, motivat, încrezător, știi? Și aveam alte gânduri. Te gândeai prea mult la ea ca finală, că, da. Știi, o luai prea... O așteptai atât de eu tare. Eu îi dădeam importanța exact. Și îi dădeam o importanță uriașă. Și locul ăsta mă inhiba puțin la joc. După aia m-am liniștit și mi-am dat un pic seama de ce se întâmplă. Și am zis, ok, trebuie să lucrez mai mult la încrederea mea până la capăt. Și am început să mă gândesc la experiența asta ca și cum am trăit-o deja, ca și cum emoțiile alea le-am trăit deja. Deci cum eram, cum aș fi într-o finală de Grand Slam pe care deja am câștigat-o. Și toate emoțiile pe care le trăiesc și cum ridic trofeul la final și în mine, începeau să se schimbe atitudini, încredere, lucruri, când începeam să o văd așa, știi? Nu o să văd capul, știi ce se întâmplă, panică. Ai luat-o din altă perspectivă, ai sucit-o. Așa am început să atrag experiența asta. Și, până la urmă ți-a ieșit. Asta a fost marea lecție pentru mine. Și ce ai zis la finala, când ai câștigat? Care a fost prima chestie ce ți-a venit wow, în minte? Eu pot să fac lucrul ăsta, adică lucrurile astea pot să le creez și a fost wow, mind-blowing, știi, pentru mine că pot să fac lucrurile astea. După aia, bineînțeles, sentimentele, emoțiile de a mi-aminti toate etapele prin care am trecut, care fiecare și-a avut rostul ei ca să ajungă acolo și oamenii pe care i-am avut în jur, toți. Deci de la juniorat, la seniorat. Ai trecut prin toți. Da, și cumva toți erau acolo cu mine. Îi simțeam pe toți acolo cu mine. Da. Tata era acolo în lojă, care și pentru el a fost o mândrie enormă să fie acolo și pentru noi ca familie am bucurat de experiența asta împreună și a fost minunat. Și cu toate astea, în 2007 ai vrut să renunți la tenis. Da, ce a fost acolo? Au fost, s-a întâmplat acolo? Multe etape de-a lungul carierei când ai impresia că nu se mai poate, că ești singur prin turnee, pierzi, bugetul nu e suficient pentru a-ți angaja antrenor, pentru a merge mai departe la următorul turneu și tot așa și începi să ai dubii și îți vine să renunți câteodată. Mai ales când vine, cum mi s-a întâmplat în 2007, când pe lângă toate astea, mai eram și într-un loc unde nu aveam apă, la un turneu de tenis, într-o zonă de asta unde mergeam toți să luăm puncte de acolo, că conta. Da, să luau punctele ușor de acolo, că nu vreau mult să meargă. Și la un moment dat am ajuns acolo și s-au pierdut bagajele. A fost totul... N-aveam apă caldă în camera de hotel, internet, nu mai vorbesc. Și a fost așa un șoc pentru mine experiența aia și am zis, wow, dacă asta înseamnă să fac tenis, nu mai trebuie, vreau acasă. Ai plecat așa negativ de acolo, era totul distrus. Da, el a fost un punct și un punct gestionat bine de părinți. Că ei cumva erau mereu undeva în spate și dacă era nevoie de ceva sau știi, veneau și erau tot timpul prezenți acolo cu un sfat, cu atenție. Și au știut să gestioneze bine momentul și să mă lase liber, adică să nu vină către mine, nu trebuie să joci acum, nu, trecem peste asta și mâine mergi la alt turneu și a zis, ok, dacă asta simți, fă o pauză, ia-ți vacanță, fă o pauză și vedem după aia. Am luat o pauză de 2 săptămâni
în care, ce pauză! În care nu voiam să mă mai gândesc, deci nu mă mai gândeam la ce... Dar după pauza asta mi-am dat seama, wow, încă îmi place să joc tenis. Deci nu era vorba că nu-mi place să joc tenis. Nu mai îmi plăcea așa, știi, prin ce treceam. Deci acolo trebuia făcut o schimbare de antrenor, de echipă, de o altă motivație. Da. Total. Deci de-aia aveam nevoie. Și de, și de pauză, că și pauza e benefică. Contează, avem nevoie de asta ca să privim lucrurile un pic din exterior și să venim cu altă energie și motivație. Mm-hmm. Și de asta am avut nevoie atunci. Am trecut peste etapa aia grea și imediat după am avut inspirația și am sentimentul de a trece către proba de dublu, care mie îmi plăcea enorm. Dar mereu, cum suntem toți învățați de la început, să visăm singur, succesul la individual. Simplu, individual, exista numai linia asta către... Deci atunci ai făcut switch-ul la dublu. După. Deci în anul acela, episodul ăsta a fost prin vară și la sfârșitul anului am luat decizia. Și a fost o decizie de hai să joc mai mult la dublu și mai concentrat, că eu jucam la simplu, dădeam acolo, toate antrenamentele erau pentru simplu, jucam dublu în paralel pentru că mai câștigam niște bani și îmi plăcea să joc dublu, dar toată atenția era pe jocul de simplu. Și atunci am zis, băi, simt să mă apropii mai mult de jocul de dublu, l-am ignorat un pic și eu joc dublu de la 12 ani și cu rezultate bune, adică eram campion la Wimbledon la juniori, împreună cu Florin mergea 2 ani la rând, exact. De performanță pentru 2 juniori, deci cumva aveam confirmarea că dublu poți, e, dar eu eram căpățânat și trăgeam pe jocul de simplu. Și atunci am făcut ușor, n-a fost o decizie din aia, nu mai joc la simplu, vreau doar dublu de acum înainte. Ai vrut să încerci. Dar cum am apropiat către jocul de dublu și m-am lăsat să joc și n-am mai renunțat la dublu ca să merg să joc simplu în altă parte, imediat m-am simțit altfel. A ajutat. Eram mai bucuros, îmi plăcea faptul și că aveam un partener lângă mine, călătoream împreună, nu mai eram singur câteodată. Te mai descărcai și pe el, dacă era nevoie. Da, și m-am zis, wow, mi-mi place să fiu om de echipă, îmi place să am pe cineva lângă mine, îmi place să construim lucruri împreună. Nu sunt așa, duc să merg singur tot timpul. Mă simt mai bine așa. Și am continuat. Nu m-am uitat înapoi și... Și a fost perfect. Da. Exact. A venit și o carte, Viața în ritm de tenis. Da. Ce te-a făcut să scrii? Prietenii mei apropiați și grupul meu de prieteni, majoritatea sunt jucători de tenis. Care au jucat, la un moment dat s-au oprit și acum antrenează. Și vorbim cu ei, că împărtășesc. Eu merg și joc turnee, învăț lucruri și îmi place când vin acasă, împărtășim. Ei antrenează copii, eu merg și joc și învăț lucruri și lecții, trec prin ele și vin și le împărtășesc cu ei. Și ei zic, wow, băi, copii trebuie să știe de lucrurile astea, trebuie să știe de cum ai trecut peste aia, cum ai avut relația cu aia. Da, povestea. Ce atitudine să ai, cum să fii, să abordezi partea de mental coaching și... Și atunci s-a potrivit exact cu momentul în care editura Curtea Veche a venit către mine, vreau să scriu o carte pentru copii. Și s-au gândit la mai mulți sportivi. Și am zis, wow, deci cumva a venit perfect. Mănușă. Da, se potrivește acum. A fost cumva un prim pas așa din activitatea mea de a mă orienta către următoarea etapă din cariera mea. Pentru că am învățat atât, am învățat ca să trăiesc eu, să joc, să mă îndeplinesc visele și cumva acum vine închiderea cercului, știi? Să împărtășesc din experiența mea. Dar te gândești acum să vină o carte doar despre tine? Doar biografia ta? Parcursul tău de la zero până acum în prezent? Te tentează să faci o carte de genul ăsta? E o idee care la prezentă, un moment dat. Da. Și mă gândesc să fac asta din același motiv, pentru că sunt foarte multe experiențe pe care eu le împărtășesc la interviu sau dar cred că sunt de folos și celor care, nu știu, poate urmăresc tenisul, dar n-au văzut probabil un interviu sau n-au citesc chiar tot.
Da, le-ar fi de folos, știi, toată experiența, de la început, exact. Un pic cu să intre în etapele poveste. Prin care treci și oamenii cu care te conectezi și ce se întâmplă mai departe. Uh-huh. Pac, sună ceasul. Da. Simt, bine că primez notificările aici, nu mai trebuie să mă uit la telefon. Uite că tot a sunat ceasul, ca să zic așa. Da. Cum stai cu tehnologia? Ești user mult? Sau? Încep să devin un user. Nu sunt foarte high-tech așa în tehnologie, deci sunt mult mai practic. Deci pentru mine tehnologia înseamnă cum pot să-mi gestionez timpul mai bine stând mai puțin pe electronice și încercând să-mi creez o calitate a vieții mai bună prin asta mai puțin pe electronice și gadgeturile mele, telefonul, ceasul mă doar ajută atât? Să... A, doar atât ai? Nu, am laptop. Mai ai? Adică câte ai în total? Câte gadgeturi folosești? Ceas, telefon, laptop? Laptop, da, cu ăsta călătoresc. Boxe? Sunt socotite gadgeturi, da. Din astea portabile? Să da, le iei cu tine? Da, în camera de hotel trebuie știu să ce am zici. Un pic de și, muzică. Și eu car treaba asta, da. 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 Cam astea sunt cam astea, căștile. Căștile, corect. Da, căștile uh-huh. pentru avion. Mhm. Uh-huh. Cam asta e necesarul kitul complet. Da, când călătoresc. Și mai ajută, aplicațiile sunt sunt simple. Da, nu multe. Ce aplicații folosești? Scoate. Scot și telefonul. Scoate. Ocazia asta. Hai să vedem ce folosești. Spotify-ul este normal. Probabil cel Instagram. Mai folosit. Instagram, Facebook, WhatsApp, AccuWeather, trebuie să știu tot timpul corect. Cum e vremea, pentru că îmi place. Da. Google Maps, Waze clar. Da. Translate, mă da. Ajută și Translate. Și ce mai? Am aplicațiile de tenis. Uh-huh. Da. Aplicațiile de tenis alegi. Pentru scoruri, unde locurile uh-huh. unde ne înscriem la da. Turnee. Ce mai aici? Comandat mâncare. Da. Foarte utile în ultimele luni. Da, corect. De filme, Netflix. Uite aici, Netflix, Shazam. Folosești Shazam? Da. N-am și pe telefon, că mă ajută să nu scot tot timpul pe ceas, mă ajută să nu scot tot timpul telefonul. Telefonul? Și ceasul la ce ți este cel mai util? Îți urmărești toată partea asta activă? Cel mai important pentru mine, văd notificările, uh-huh. ce e important, urgent, mă duc să da, rezolv, corect, ce nu e important, și... uh-huh. las pentru mai târziu. Nu trebuie să mă duc către telefon tot timpul pentru o notificare uh-huh. și știi cum e, încep să iei telefonul în mână, da, nu mai pleci de acolo. Intri în alte chestii exact. Și ajungi să pierzi niște ore pe zi făcând nimic. Da. Și atunci mi-e mult mai simplu uh-huh. prin telefon. Câți pași ai făcut azi? Eu sunt curioasă. Meseria mea e de curiozitate, să știi. Așa... Da. Sau câte calorii arzi pe zi? La un antrenament intens, cam 7-800. 7-800. Pe oră. Da. Ok. Voi faceți 7-800? Voi urcați scările și... Cardiofrecvențiometru, da. Verific pulsul, uh-huh. orele de somn. Somnul, verific, da. Foarte important. Uh-huh. Da, cumva le urmărești sunt, un pic, da, ești atent. Toată activitatea asta cumva e conectată. Uh-huh. Să am o viață sportivă bună, trebuie să mă și hrănesc bine, uh-huh. trebuie să mă și odihnesc bine. Corect. Cum vezi telefonul peste 10 ani? Cum ți-ar plăcea să arate un telefon peste 10 ani? Bună întrebare, m-am gândit la asta niciodată. De aceea să fie un pic mai micuț, să-l pot pune foarte de ușor acord. În buzunar. Nu? Uh-huh. Și eu într-o geantă mică. Și? Bateria să țină un an de zile, nu? Știu, da. Bună idee. Să nu mai încarci, adică. Atâta. Să nu încarci. Asta e un telefon care se încarcă foarte repede. Da. Deci în 30 de minute l-am încărcat pentru o zi și. Uh-huh. Asta mă ajută enorm. Când am primit prima dată telefonul și mi-am dat seama ce lucru contează cel mai mult. Să-l încarci repede, pozele sunt fantastice. Uh-huh. Deci, iată, noi filmăm.
cu ele. Mă deranjează un pic că a devenit aparatul foto pentru în grupul nostru de prieteni. Adică cum e o poză de făcut, Horia, dă-mi și eu puțin telefonul tău. Adică ce m-am băgat. Asta e bine, da. Asta e bine. Da, asta e un lucru bun pentru ei. Da, da, da. Și chinuitor la tine. Deci să-l încarci o dată pe an, să fie mai mic. Să fie mai mic. Rapid. Rapid, mult mai rapid. Dar te-ai gândit să nu mai fie, pur și simplu? Telefoanele? Să-l ai integrat în altceva? Ca da. Să nu mai ai grija lui? Poate? M-am gândit cum ar fi. Ar fi mișto. Într-un ceas. Da, exact. Mai ales că poți vorbi și la ceas, dar mai au de lucru puțin până să se audă bine de tot. Ar fi mult mai comod. Ok. Mai am câteva întrebări foarte scurte și turuite, așa că le trebuie date repede. Dacă n-ai fi făcut tenis, ai fi fost? Sportiv. Oricare alt sport, de echipă. Pe ce se bazează umanitatea? Generozitate. Ce n-ai face niciodată? Bungee jumping. Nu. Niciodată. Niciodată. Un pic. Nu. Ok. Nu, sunt bine aici. Ești bine. Sunt bine ancorat. Aici. Da. Pe te pământ, simți mai n-am bine. Nevoie de extreme. Ok. Ce nu ai mâncat niciodată? Insecte. Facebook sau Instagram? Instagram. Audibles sau citit clasic? Citit clasic. Clasic. Cărți. Răsfoite, citite, puse în bibliotecă, știu că te-am citit. Praful pe ele câteodată, pac. Ce înseamnă succes? A nu renunța. Nu renunța, a fi bucuros de ce faci și cu cine faci. Să mulțumim foarte mult că ai venit. A fost o reală plăcere, o onoare pentru noi. Mulțumim din nou partenerului nostru, Oppo România, pentru că ne-a susținut acest interviu. Sperăm să iasă bine testul nostru. Horia, mult succes mai departe. Sper că anul ăsta și anul următor, care am înțeles că este la fel de pandemic, să nu te oprească din traseu. Și îți dorim să nu renunți. Mulțumesc. Mi-a fost și mie plăcere. Mulțumim mult.